Promisiuni din cuvântul lui Dumnezeu. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 16, versetul 20. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Geneza, capitolul 28, versetul 13. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târâtoarele pământului. Voi sfârma din țară arcul, sabia și orice unealtă de război și voi face să locuiască în liniște. Osea, capitolul 2, versetul 18. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46, versetul 1. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 50. Apoi mi-a zis: Nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: Vorbește, Domnul meu, căci m-ai întărit. Daniel, capitolul 10, versetul 19. Pe ce vei pune mâna, îți va izbuti. Pe cărările tale va străluci lumina. Iov, capitolul 22, versetul 28. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Maleahi, capitolul 4, versetul 2. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Cartea Deuteronom, capitolul 28, versetul 13. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te.
Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua, capitolul 1, versetul 9. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Psalmul 37, versetul 28. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Psalmul 121, versetul 7. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Isaia, capitolul 49, versetul 15. Eu vă mângâi. Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba? Isaia, capitolul 51, versetul 12. Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Isaia, capitolul 49, versetul 25. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 19. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului. Deschideți gura larg și ți-o voi umple. Psalmul 81, versetul 10. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 21. Dar și cu privire la Ismael, te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta. Îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 20. Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor prinde putere ca iarba. Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi, dar va face pe vrăjmașii lui să-i simtă mânia. Isaia, capitolul 66, versetul 14. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Deuteronom, capitolul 4, versetul 31. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi
mângâiați în Ierusalim. Isaia, capitolul 66, versetul 13. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 11, versetul 25. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor. Geneza, capitolul 9, versetul 14. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 31. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihna. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Psalmul 9, versetul 18. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Ioel, capitolul 2, versetul 32. Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Exod, capitolul 3, versetul 12. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Isaia, capitolul 53, versetul 10. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Geneza, capitolul 17, versetul 2. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Numeri, capitolul 6, versetul 27. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Iosua, capitolul 3, versetul 7. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Iosua, capitolul 3, versetul 5. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Ieremia, capitolul 1,
versetul 19. Căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 3, versetul 26. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Hagai, capitolul 2, versetul 23. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel, capitolul 36, versetul 26. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Isaia, capitolul 54, versetul 14. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu, și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Zaharia, capitolul 13, versetul 9. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Ieremia, capitolul 39, versetul 18. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Psalmul 91, versetul 7. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina al dimineții. Iov, capitolul 11, versetul 17. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68, versetul 28. Domnul va depărta de tine orice boală, nu-ți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt, pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. Deuteronom, capitolul 7, versetul 15. Vei fi întărită prin neprihănire, izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Isaia, capitolul 54, versetul 14. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce-ți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Exod, capitolul 23, versetul 22. În ziua aceea
zice Domnul oștirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune. Ieremia, capitolul 30, versetul 8. De aceea, așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Ieremia, capitolul 15, versetul 19. Plângând vin și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor, îi duc la râuri de apă, pe un drum neted, pe care nu se potignesc, căci eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Ieremia, capitolul 31, versetul 9. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Zaharia, capitolul 2, versetul 10. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Ieremia, capitolul 29, versetul 10. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul. Iov, capitolul 5, versetul 19. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Isaia, capitolul 60, versetul 20. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău, care este în ascuns, și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 6. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Daniel, capitolul 6, versetul 16. Îi vei căuta și nu îi vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine, vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine. Isaia, capitolul 41, versetul 12. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul, căci ei te numesc cel izgonit. Sionul acela de care nimănui nu-i păsa. Ieremia, capitolul 30, versetul 17. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8. Ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Deuteronom, capitolul 15, versetul 10. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia, capitolul 43, versetul 25. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel, căutați-mă și veți trăi. Amos, capitolul 5, versetul 4. Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 40. Cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor. Isaia, capitolul 60, versetul 22. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 9.